În plină pandemie, câțiva tineri din Moldova au realizat un model neobișnuit de mască sanitară. Aceasta este din silicon, poate fi purtată un an de zile, fiind reutilizabilă. Mai mult nu ascunde fața purtătorului, deoarece este transparentă. Alexandru Budeac este unul dintre inițiatorii proiectului. Înainte de a-și pune în practică ideea, tinerii au efectuat un sondaj de opinie în stradă. Ei au întrebat oamenii cum ar trebui să fie masca sanitară pentru ca să nu provoace disconfort. Foarte multe persoane, deci, s-au întâlnit cu multe probleme în timpul acestei pandemii, care a arătat care sunt minusurile măștilor, care sunt, să le spunem, măști convenționale. Am aflat că foarte multe persoane suferă de la, se sufocă în măștile convenționale. Multe domnișoare au probleme cu machiajul, cu rujul, cu toate chestiile care le folosesc. Tinerii au realizat prototipul măștii pe care urmează să-l testeze. Noi suntem acum la etapa de prototipare și testare acestor prototipe. Tehnologia prototipării este un pic complicată, da, și pe lângă că este costisitoare, ea ne ocupă foarte, foarte mult timp, pentru ca acest produs să apară la noi în Republica Moldova și ca pentru fiecare din noi să poată beneficia de acest produs, este nevoie să ieșim în etapă de producere în masă. O să fie produsă din silicon transparent medicinal, care se folosește la producerea diferitor produse, spunem așa, pentru bebeluși, cum ar fi același biberon sau diferite jucării din silicon. Potrivit autorilor proiectului, cel mai important element al măștii din silicon este filtrul. Основних elementов это клапана и это фильтр. Фильтр у нас будет съёмный. Он многоразовый также, то есть его можно поместить в спирт, и спустя пару минут он обеззараженный, и как бы заново его можно использовать. O astfel de mască va costa 50 de euro, iar tinerii și-au propus să le vândă și pe piața internațională.